Constantin mă numesc, sunt de la compania Livrare Flori și am dat noastră cu un gest destul de frumos, format dintr-un buchețel din lalele albe. Foarte frumos. Și așa un prieten de pluș, un câine, pernă, care trebuie să vă înmân. Așa. Mulțumesc mult, mulțumesc. Este anul câinilor, este ca anul câinilor meu. S-am noroc, cred că anul este cel mai norocos la mine. Vind alături de prieteni și încă vinind Constantin, da? Da. Și mă fericesc, da? Mulțumesc mult. Pe lângă cadourile date, noi mai avem un mic cadou din partea companiei. Este un certificat cadou la o companie de estetică și manicură, Ambravita. Aici sunt detalii deja pentru aflat. Mulțumesc! Am zis eu că am noroc sau nu am zis? Da. Mulțumesc mult! Bă, nu ești din partea cu ea putea să vină surpriza? Nu mă țineți în suspans, că eu sunt așa curioasă și n-am răbdare, dar aștept răspuns. Atașat la surpriză, noi avem un mic mesaj de felicitare, care, cu permisiunea dumneavoastră, eu o să-i dau citire. Mulțumesc. Îmi permiteți? Da. Avem în casă o floare pe care o iubim, dar sufletul ne doare, că nu ne încălzim, căci viața e așa să fim în străinătate. Azi, Silvia, de ziua ta, urăm chiar din surgut, de ziua ta la mulți ani, bucurie cât mai mult și dragoste să ai, căldura e departe, se pierde în cer, pe drum, în schimb, iubirea e aproape, de tine, noră și de fiu. Noi te iubim și te adorăm ca pe un îngeraș sfânt, păzitor și credincios. Ai voștri părinți, Tudor și Tatiana. Mulțumesc mult, mulțumim mult. Își doriți să vă mânc și mesajul. Mulțumesc. Și aveți o ocazie de a transmite și un mesaj de mulțumire prin intermediul nostru. În cameră, vă rog. Așa. Mulțumesc mult pentru felicitare. Sunt la lelele albi, cred că de la Surgut, că acolo tot este alb. Este câinișorul, e câinile meu, e câine anul câinilui. Mulțumesc mult pentru felicitare. Anul viitor, dar nu vă spus cumva că nu veniți, ori eu vin la dumneavoastră, ori voi veniți la mine. Eu vă aștept, mulțumesc mult și sănătate la fel. Mulțumesc mult! Livrareflori.md. Gestul contează.